Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei gemeni! Aceasta este etalarea lunii octombrie pentru toți cei care aveți zodia gemeni, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al gemenilor. Hai să vedem niște cărți pentru voi, pentru energia generală în luna octombrie. Ok, avem aici niște tensiuni. Niște tensiuni, dar vedem și claritate, da? Ies la iveală foarte multe informații și chiar dacă avem această carte mai tensionată, văd că totul se termină cu o energie mai calmă. Și nu doar această carte tensionată, uitați-vă și aici la energia din spatele acestei cărți. E foarte multă mișcare aici. Voi, în luna octombrie, sunteți mai impulsivi ca de obicei. Asta văd. Sunteți mai impulsivi decât de obicei și vreau să vă întrebați foarte, foarte serios de unde această impulsivitate. Reacționați fiindcă sunteți într-o zonă de disconfort și ați fi în stare să dați foc la casă doar fiindcă ceva nu vă convine, doar ca să faceți o schimbare, da? Metaforic vorbind, bineînțeles. Foarte mulți gemeni o să reacționeze impulsiv și o să se certe cu diversi oameni, o să intre în contradicții, o să spună lucruri negândite până la capăt. Uitați ca această imagine de aici, o să fiți ca acea pasăre care dă cu capul de fereastră fiindcă nu vede sticla oarecum. Sunteți într-o zonă de disconfort, sunteți într-o zonă de tensiune și v-aș ruga să fiți foarte atenți atunci când nu vă simțiți confortabil, atunci când aveți așa o piatră în stomac, când ceva nu e ok, mare atenție la cum acționați, la ce spuneți, la ce faceți, pentru că e posibil să creați doar mai multe turbulențe și mai multe valuri în viața voastră. O parte dintre gemeni reacționează impulsiv, fiindcă cineva îi calcă pe coadă, posibil ca un berbec să vă enerveze groaznic și să vă certați cu cineva din zodia berbec. Nu înseamnă că toți gemenii o să se certe cu berbecii din viața lor, dar pentru o parte dintre voi este posibil și acest lucru. În schimb, văd că după această explozie, după acest puseu energetic, lucrurile se calmează. Și asta îmi arată că înseamnă că există și metode mai sănătoase să vă debarasați de toată această energie, fără a vă certa cu cineva, fără a intra în tensiuni, în conflicte și așa mai departe. Și care ar fi aceste metode, să le spunem, sau unelte care să vă ducă către rezolvarea mult mai calmă a conflictelor? Păi, poate ar fi bine în luna octombrie să mai renunțați la cafea sau la băuturile energizante, dar la băuturile cu cofeină, ca să fiți voi mai calmi sau măcar să scădeți din cantitatea de aceste băuturi energizante, da, pe care le consumați. Poate ar fi bine în luna octombrie să faceți mai mult sport. Poate vă apucați chiar de un sport de contact, de kickboxing sau ceva sporturi din astea cu declanșare mare de energie care să vă ajute să vă calmați. Poate că în luna octombrie începeți să faceți terapie. Dacă nu e absolut nicio jenă, nu e un lucru urât, e un lucru absolut normal, dacă simțiți nevoia să discutați cu un terapeut, să discutați cu cineva, faceți acest lucru pentru că o să vă ajute. În orice caz, e aici un moment din ăsta de foarte, foarte multă energie acumulată în mintea voastră, în sufletul vostru, în persoana voastră fizică și va trebui să găsiți metodele prin care să eliberați această energie. Că o faceți în mod benefic, da? Făcând sport sau făcând curățenie generală în casă sau sau că o eliberați într-un mod negativ, da? Certându-vă, creând conflicte și așa mai departe, decizia la urma urmei este în mâinile voastre. Ideea e că aveți nevoie, într-un fel sau altul, să găsiți o metodă prin care să vă eliberați de tensiune, de anxietate și de stres. Că nu puteți să duceți la infinit tot acest stres, dragii mei, nu e ok. Stresul interiorizat care nu e eliberat duce la boli cronice. Nu faceți așa ceva. Găsiți o metodă sănătoasă de a vă elibera de stres.
Și dacă metoda voastră sănătoasă de a vă elibera de stres este pur și simplu că o dată pe săptămână vă întâlniți cu prietenele voastre și beți vin și fiecare se plânge de soțul, de iubitul și așa mai departe, ok. Dacă asta e ce vă ajută, asta e ce vă ajută. Iar dacă metoda voastră sănătoasă de eliberare de stres este că, nu știu, trebuie să alergați până când simțiți că nu mai puteți să respirați, ok, faceți asta, da, faceți-o în condiții de siguranță, bine? Bun, și înainte să trecem mai departe, să clarificăm etalarea folosind cărțile de tarot, o să vă rog să dați un like acestui video, nu trecem mai departe până când nu dă toată lumea like, așa că nu mai stați pe gânduri, apăsați pe butonul de apreciere. Glumeam, bineînțeles că o să trecem mai departe. Vă mulțumesc celor care faceți aceste mici gesturi de apreciere pentru munca mea. Dar hai să vedem acum pentru toată lumea în continuare ce mai au de spus aici cărțile de tarot pentru gemeni. Mai scoatem aici o carte. Voi scoate mai multe, că e un set mai micuț de cărți și intră toate aici pe masă. Uite ce frumos. Păi, da, ce v-am zis? E exact ce v-am spus până acum. Se continuă energia din prima jumătate a etalării voastre, da? Începeți luna octombrie cu foarte multă tensiune. Simțiți că vă simțiți atacați, da? Hai să spunem lucrurilor pe nume. Cu șaptele de bâte, vă simțiți atacați, vi se pare că trebuie să dați explicații pentru orice mărunțișuri și asta vă cam calcă pe coadă, dar aici e și tendința voastră de a vă victimiza puțin, da? Pe urmă avem aici cavalerul de monede, pajul de monede, cinciul de monede. Aici, pe partea asta de monede, lucrurile iau la vale foarte rapid. Șapte de cupe și pe urmă luna se termină cu o carte foarte frumoasă, cu această arcană majoră, cu justiția, cartea care în tarot reprezintă zodia balanței, da? Hai să vedem ce se întâmplă aici, unde energiile merg așa în jos. Și să încercăm să înțelegem de ce merg energiile așa în jos. În primul rând, pentru acei gemeni care sunteți în poziții de conducere, indiferent în ce companie lucrați, în ce domeniu lucrați, dacă aveți o poziție de conducere, aveți în subordinea voastră măcar 2-3 oameni acolo, da? Văd că în luna octombrie echipa voastră vă dezamăgește cumva, nu se ridică la nivelul așteptărilor voastre, nu sunt așa de serioși cum credeați voi că sunt, poate o parte dintre ei sunt nemulțumiți de salar, poate o parte dintre ei sunt aici ceva nemulțumiri în echipă. Văd că foarte multe nemulțumiri sunt fiindcă oamenii ăștia au niște așteptări nerealiste. Iar voi, ca șefi, ca manageri, da, ca persoane aflate în poziție de conducere, va trebui să puneți piciorul în prag și să le explicați: hei, tu ai așteptări aici să te plătesc ca pe unul cu 30 de ani de experiență, dar eu nu te pot lăsa să lucrezi de unul singur, nu te pot lăsa să lucrezi nesupravegheat, fiindcă, uite, îmi faci numai prostii și le dai exemplu. ABCD, uite de câte ori am avut probleme și munca ta a trebuit să fie refăcută. Dar oarecum va trebui să fiți acest manager foarte dur cu oamenii din subordinea voastră. De ce? Fiindcă ei au așteptări nerealiste. Și odată ce duceți discuția într-un mod foarte concret, cu exemple foarte concrete, lucrurile se vor echilibra. Acum, că echilibrarea asta înseamnă că poate o parte dintre oameni pleacă și îi înlocuiți cu alți angajați care sunt mai serioși, care o să fie recunoscători pentru această șansă pe care le dați, asta este. Unii pleacă, unii stau, dar vă asigur că la finalul lunii octombrie o să rămâneți în echipă doar cu acei oameni care sunt meniți să fie acolo, cu acei oameni pe care de aici înainte vă puteți baza și practic, da, voi trebuie să fiți cei care nu vă luptați cu bâta, ci cei care vă luptați cu această sabie a dreptății, a justiției, a echilibrului, da? Acum, nu toți gemenii o să fie în poziții de conducere. Pentru gemenii care nu sunteți în poziții de conducere, vă recomand foarte insistent, dragii mei, în luna octombrie să nu dați bani împrumut la nimeni. Nici la frați, nici la surori, nici la familie, nici la prieteni, nici la cunoștințe, la nimeni. Pentru că dacă dați banii ăștia împrumut, aveți mari, mari, mari șanse să nu îi mai vedeți niciodată.
Dacă totuși luați această decizie de a da niște bani împrumut, faceți-o cu inima deschisă, faceți-o cu așteptarea că e posibil să nu mai vedeți banii ăia niciodată. Da? Chiar apare aici foarte puternic această posibilitate. Sau, o altă variantă ar fi, dacă chiar vreți să dați niște bani împrumut, faceți-o cu acte notariale. Da? Faceți acolo o... Și nu e vorba aici de o hârtie scrisă de mână între noi. Nu, bullshit, nu, în niciun caz așa ceva. Faceți-o cu un act notarial, să fie totul în regulă, să fie totul ca la carte. Da? Bun, și acum, a treia categorie de gemeni cu care aș vrea să vorbesc aici sunt gemenii tineri, gemenii la început de drum, elevi, studenți, proaspăt absolvenți sau cei care sunteți în căutarea unui loc de muncă. Dragii mei, o să primiți o ofertă de loc de muncă în luna octombrie. E foarte mare posibilitatea dacă să vă găsiți acest loc de muncă, dar va trebui să vă luptați pentru asta. Sunt foarte mulți candidați pentru același loc, sunt foarte mulți oameni care merg acolo la interviu și va trebui să găsiți exact metoda prin care voi vă scoateți în evidență, metoda prin care voi ieșiți în evidență, astfel încât să primiți acest post, să luați locul respectiv, să fiți acolo unde vă doriți să fiți. Da? Trebuie să acționați și va fi tensionat și o să vă scoată din zona de confort, dar trebuie să faceți ceva, fiindcă dacă rămâneți în zona voastră de confort și vă așteptați că, dar eu sunt atâta de deșteaptă și inteligentă și de frumoasă și de perfectă pentru jobul ăsta și mă aștept ca lumea să-mi recunoască calitățile, nu o să se întâmple asta. Trebuie să te lupți pentru lucrurile care consider că le meriți. Trebuie să te lupți și atunci folosește-te de această energie tensionată, da, de toată această tensiune a lunii octombrie într-un mod benefic pentru tine, canalizează toată această energie, toată această furie, toată această energie primară, canalizează-o într-un mod plăcut, într-un mod nu plăcut, într-un mod benefic pentru tine ca să te lupți pentru o poziție, ca să te lupți pentru un job, ca să te lupți pentru locul tău pe care tu îl vrei acolo, într-o companie, într-o organizație, într-o clasă, într-un proiect, într-un grup, unde vrei tu să fie. Trebuie să te lupți pentru aia. Nu trebuie să lupți murdar, da? Nu dămită, nu facem din astea, nu. Dar trebuie să demonstrezi că ai ambiție, că oarecum ăsta e lucru pe care persoana care te intervievează îl caută. Vrea să vadă oameni ambițioși, vrea să vadă oameni care iau inițiativă, vrea să vadă oameni care știu ce au de făcut și care dacă nu știu ce au de făcut, sunt dornici să învețe, sunt dornici să crească, sunt dornici să iasă din condiția socială în care se află acum. Da? Cam ăsta este secretul. Cu 5-ul de săbi, cinciul de monede și 7-le de cupe, n-o să vă mint, o să fie aici o perioadă extrem de plină de incertitudine, care iarăși, perioada de incertitudine vă creează disconfort, dacă mergeți la un interviu sau da, vă luptați pentru a obține un job, o poziție, un proiect și așa mai departe, o să dureze destul de mult până când primiți răspunsul, dar sunt aici foarte, foarte mari posibilități ca până la finalul lunii octombrie să primiți răspunsul pe care îl căutați. Bun. Iar dacă până undeva prin 21-22 octombrie nu primiți răspunsul, 99% răspunsul este negativ. Dacă până prin 22 octombrie nu primiți nicio informație. Bun. Ok. Bun. Hai să trecem mai departe. Să scoatem și o ultimă carte, un card de înțelepciune, așa un ultim mesaj pentru gemeni, ca să începeți luna octombrie cu dreptul. Iar până când amestec eu aceste cărți, o să vă rog să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut ce am avut eu de spus, dacă v-ați regăsit sau nu v-ați regăsit în această etalare, iar dacă nu aveți nimic de transmis, puteți doar să-mi lăsați acolo o inimioară, o față zâmbitoare, o floricică, ceva acolo, un simbol cât de mic
Adică mie îmi face foarte, foarte mare plăcere să citesc toate etalările voastre. Doamne, cum mi se îmbârlică limba în gură. Îmi face foarte mare plăcere să citesc toate mesajele voastre. Și vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care vă rupeți câteva secunde din timpul vostru să-mi scrieți acolo ceva. Bun, mesajul pentru gemeni, ultimul mesaj pentru voi, pentru luna octombrie. Sunt o persoană pozitivă. Luați-l pe da în brațe. Dacă mă focalizez pe ceea ce nu vreau, voi primi mai multe astfel de lucruri. Susțin cu tărie doar binele în viață. Deci, dragii mei, dacă vreți să obțineți ceva, focalizați-vă pe ideea asta de cum m-aș simți eu când obțin jobul ăla, cum o să mă simt eu când o să am promovarea respectivă, când o să fiu pusă să lucrez pe proiectul respectiv sau în echipa respectivă unde eu țintesc să ajung. Focalizați-vă pe ceea ce vreți să se întâmple în viața voastră, nu pe ceea ce vreți să evitați. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă nu sunteți încă abonați canalul meu de YouTube, ce mai așteptați? Abonarea e gratis, nu vă costă nimic, chiar dacă apăsați și pe butonul în formă de clopoțel. Vă asigurați că o să vedeți tot ceea ce public pe acest canal de YouTube, fiindcă pe lângă această rubrică lunară am și o rubrică săptămânală, un horoscop săptămânal pe care îl pregătesc pentru voi în fiecare weekend și care de obicei duminica sau cel târziu luni dimineața până la ora 8 ora României va fi publicat pe canalul meu de YouTube, ca să începem cu toții săptămâna cu dreptul. Bun, așa că vă aștept și în episoadele următoare. Pa, pa!